Având în vedere că stăm cameră în cameră și eu iau pe ei, cred că și ei mă au pe mine mereu. M-aș lăsa, sincer, decât dacă nu s-ar mai câștiga bani. În rest, nimic. De ce să mă las? Nu, adică nu văd de ce aș face asta. Am vorbit acum ceva timp cu tata și nu mai știu unde a citit el sau de unde a auzit. Și pornstarurile fac în jur de 5 pe scenă. Adică foarte puțin. Dar de ce mă întreb de astea? Ai vreo iubită mai mică și aștept să o dezvirginezi și ești curios când ai putea sau... Păi în momentul actual am vreo 300 de fani, cred, dar eu fac foarte mulți bani cu ce vând, adică clipurile care le fac eu le vând cu $100. Singura mărime care contează într-o relație este mărimea sufletului. Am, dar nu pe un gen, alea sunt extra, sunt doar pentru VIP-uri. Am, dacă te interesează, da, costă ceva. De ce aș face asta pe un site de pornografie gratis? Eu nu-mi place să mă vadă lumea gratis, adică dacă fac asta, eu o fac pentru bani, nu o fac de plăcere sau pui mei. Păi cu el fac, deci tu ce crezi? E de acord sau nu? Din februarie 2019. Băi, muncesc, nu pot să spun că muncesc, că îmi fac câteva poze, pun niște story-uri cu swipe-up, adică... Mai mult îmi ia să mă machez. Asta e chestia nașpa, că trebuie să mă machez mereu. Am mai răspuns și la asta de 1000 de ori. Nu-mi place anarul, nu fac, nu vreau, dacă nu vreau, ce nu înțelegeți? Da, în ciuda aparențelor nu sunt așa o curvă cum crede toată lumea. Locuiesc cu el, ies numai cu el, fac chestiile cu el, majoritatea cu el. Depinde, unele sunt făcute cu aparatul, la preferatul meu, fotograful meu preferat, Mr. Gri, uite aici, așa. Unele sunt făcute cu telefonul.